Bă, ne-am întors cu o nouă serie de Ark Ascended pe noul DLC Aberration. Sună fancy, dar nu e. Pentru cine a văzut prima impresia mea pentru acest DLC, a observat că am zis că e un căcat de hartă, pentru că e făcut ca un căcat de hartă, pentru că nu e wildcard. Dar, ca să facem totul mai fun, să fie engagementul mai mare, de data asta o să fie o serie diferită. O să fie o serie în care o să joc alături de X-Ali și No Name, pentru cine știe, cinste vouă, pentru cine nu. Aveți linkurile lor la mine în descriere, nu neapărat la clipul ăsta, la mai multe clipuri, că sunt băieți faini ei așa. Și am vorbit cu No Name acum, X-Ali încă nu știe, dar am vorbit cu el să-mi dea o zi avans. O zi, două, trei, nu știu, mi-a dat serverul din timp, că e serverul lui. Și noi, ca niște începători, care niște nubi, o să jucăm înaintea lor și o să încercăm să ne facem cât de cât minimul acolo, o bază, o ceva, să nu murim. Atât am explorat noi, când am făcut prima impresie, și punctele astea easy nu sunt deloc easy. Am tot murit, așa că dăm unul mediu de aici. Lacul fertil 4, sună bine. Sună ca o femeie. Îi dăm spawn, hai direct. Hai să dăm drumul la gathering. Deja începem cu cutremurul. That's not okay, bro. Sau este? Nici nu știu cum să iau acest cutremur, că văd că îmi dă resurse. E bine că e cutremur sau nu e bine că e cutremur? Sunt foarte multe chestii noi pe care eu nu le știu. Ce faci cu... Bă, nu știu dacă a băgat fratele No Name. Stai că avem la fibră 196. Să vedem dacă a băgat și el stack-ul mai mare. Sper că nu ne oprim la 200. Bun, bine, No Name. Știe omul să facă servere, mă. Dacă aveți nevoie de server de arc, apelați la el. Eu tot lutez aici, tot lutez. A zis că serverul e 5X sau X5, nu știu, cum vreți voi. 10 puncte ne dă un singur punct PHP la weight 50. That's nice. Facem un 500 la weight și după aia ne concentrăm pe altele. De fapt, la fortitude trebuie să punem, bă, că aici ți se face cald și de-astea. Și da, acum am observat că el a lăsat treaba asta să bei apă și să mănânci. Hunger și thirst, chestie pe care eu o scot de obicei în filmări și nu sunt obișnuit să mănânc și să beau. Dar o să trebuiască să-mi intre în reflex să fac și treaba asta. Voi ce mai faceți? Cum sunteți? Nu se vede bine camera, știu. E din cauza că încă nu ne-am luat Sony A5100. S-au strâns 100 de euro deja din aia 500 pe care îi necesită camera aceasta. Această scârbă de cameră fără obiective. Vedeți? N-am pus și pentru obiective. La alea le cumpăr eu, chiar dacă sunt cam scumpicele și alea. Dar totul pentru canal, dragilor. Totul pentru canal. Facem canalul ăsta să arate cum trebuie. O să creadă lumea când intre pe canal la noi că suntem profesioniști. Fortitude. Un punct. Doar două. No Name. Mai dă-ne niște puncte pe Fortitude. A cui spun? A cui spun? A cui las mesaj? Fortitude. Poți să mai dai un boost la el. Fratele No Name acolo pe Discord. Am băut a pizza. Fără să vreau. Nici nu știam că mi-e sete. Și tocmai ce am zis, că trebuie să mă obișnuiesc să mă uit aici la bara asta. Hai să umblăm puțin aici. A, le ia automat. E ok și nu prea treaba asta că le ia pe toate automat, pentru că în momentul în care dai aici la crafting, te încurci de alea inutile pe care nu o să le folosești niciodată. Doar dacă cauți în bara de search, ești obișnuit să cauți în bara de search, atunci nu ai o problemă. Dar dacă nu, te încurci de ele. Să facem strictul necesar. Mai o flanea, mai o bentiță, mai un târnacop. Hai să facem și pantalonii, că am uitat să facem și pantalonii. Mai un topor. Ok. Punem și pantalonii pe noi. Hai mă! Bă, ce vreau eu să fac cu... Mi-a dat crash. Mă, nu mi-a dat crash. Ce vreau eu să fac acum e să scap de crash-ul ăsta și revin cu ideea. Deci să-mi continui ideea. Ce vreau eu să fac acum e să înaintez puțin doar în nivel, ca să pot face o bază, cel puțin din piatră, și să găsesc un loc unde să mă așez până vin băieții. Pentru că harta asta pentru mine e tare dubioasă. Nu știu nimic, nu cunosc nimic. Stai că avem topor, nu m-a dat cu pumnul. Măi, fly ștoacă. Spre deosebire de locul în care am fost la prima impresie, ăla safe, ăsta mediu nu mi-a dat niciun dinozaur care să mă atace până acum. Which is nice. Bine, că dacă mă uit în apă, era o cocoașă de spino pe aici. Sau mi s-a părut mie, nu știu. Vedem. Vedem, discutăm. Până atunci mai farmăm puțin. Nu știu dacă știți voi, dar băieții ăștia doi
Cel puțin de no-name știu că joacă super repede. La modul Primal Chaos-ul, el a zis că l-a terminat în 3 zile. Ce-mi place la el e că joacă Vanilla. Aici suntem amândoi pe aceeași lungime de undă. Nici mie nu prea-mi plac așa cu extraterestri mulți și cu d-alea. Toate că harta asta pare că e făcută doar pentru dinozauri extraterestri. Pe ciuperci. Bă, dar e chiar bună zona asta. N-aș vrea să o părăsesc. Să mergem să explorăm puțin. După o pasăre dodo ceva. Dar prea lucește totul, nu știu, e... De la setările mele cred că e problema. Nu că sunteți multe. Am glumit. N-am glumit, veniți. Ce vorbești, mă? Ar vrea imbotul să tragă așa de bine. Nu, că mai era una. Tu, la tine n-a fost ok. Ai stat ascunsă până la final. Bă, măcar avem chitină. What are you? Unde e? Se mișcă, nu stă după mine. Ok, am uitat că e server. Nu știu ce ești tu. Cine dă test acolo? Tu, gândac, ești foarte drăguț. Scria ceva la tine într-un timp. Charge, nu știu. Merge, merge. Avem oameni pe server. Sunt deja doi oameni. Bă, vezi că eu am dat să fac... Oprește-l, cum dădeam? Ah, close. În loc să dau să fac săgeți, am dat să fac arcuri, mă. Ok, și să încercăm să mai vânăm puțin. Costă 50 HP. Pe water aș mai pune un punct să văd. Tot 10, mă. Am stricat două puncte pe mâncare și pe apă, dar aia. It is what it is. Tot avem nevoie de piele, că n-am reușit să luăm după pasărea aia dodo. Bine că avem chitină. Bine că am plecat fără să bem apă și tocmai am zis că avem nevoie să bem și apă și astea. I am a pro player. Nu, nu mai sunt. Am glumit. Stai că era o glumă. De ce faci gălăgie urâtă? Mai vine? Venea la mine? Nu cred. Poate credeți că eu mă sperii de orice zgomot, dar nu. În 10 minute vreau să dau un restart. Se poate? Îmi dați voie. Normal. Păi, dacă dă restart, ar trebui să mai avansăm vreun pic? Să vedem ce se întâmplă, dacă se dă restartul sau nu. Ce e cu lumina aceasta? De la gândac, dar fără gândac în ea. Sunt ca într-o poveste. Nu mă, ursu! Poate crezi că mi-e frică de tine. Dar dacă crezi asta, să știi, dragule, că ai dreptate. Nu pot să-ți fac Fanta. La nivelul ăsta nu pot să-ți fac Fanta mai mult ca sigur. Poate doar cu vreo capcană, ceva. Să pun aici. Nu să pun ăla. Să pun... Să fac. Acum nu știu dacă are rost să mai farmăm dacă se dă restartul. Mi-e cam târșă. Să nu cumva să fac progres degeaba. Ei, mare progres nu e. Niște pietre ce dracu adun eu pe aici. Uite, acum dă o restart. Nice. Na, nu mai luăm nimic. Ne întoarcem după restart. Bă, nu pare că am pierdut absolut nimic. A modificat mă la Fortitude, ne-a pus mai mult. Mulțumim, no name. Bun, am făcut nivel 24, ceea ce înseamnă că am ajuns la epoca de piatră. Pentru resursele de bază, suntem chiar bine aici. Piatră, lemn, teci, astea. Metal, cristal și alea încă nu știm unde sunt astea pe hardă, dar bănuiesc că sunt foarte, foarte la îndemână. Mai ales cristalul, am văzut la portal acolo o grămadă cristale și bă, green gem, cu care încă nu știu ce e de făcut, dar... E ceva de făcut și cu aia. Un vedea. Asta e folosit pe post de lemn. Pentru că e lemn. Thick straddy cutting from a huge mushroom has all the properties of a chunk of wood. Deci are toate proprietățile unei bucăți de lemn. Asta înseamnă că o folosim ca pe lemn. A venit și el. A venit și el, no name, pe chat. Una, două, trei. Hei. Patru bucăți, cinci, gata. Avem pereții. Mai avem nevoie de tavan acum. Să facem ursul ăla să ne urmărească și să moară.
Dar nu-l mai văd, mă. Fuck. Cel mai prost moment să vină cu tremurul. Chiar când mă uitam de urs. Te-ai dus, mă, că până acum te plimbai pe aici. Ai gata cu tremur. Oprește-te. Tu nu știi prin ce trec eu. Facem parkour. Prost, dar-l facem. Hai, mă. Nu! Nimă adolescentul. De fapt, adolescenta. Mergem și încercăm să mai vânăm ceva. Stai să bem apă și să mâncăm niște fructe. Se face cam repede întuneric pe harta asta. E opusul a ceea ce prefer eu. Mie îmi place lumina. Să se vadă ce joc, să se înțeleagă. Dar bănuiesc că ăsta e scopul licuricilor. Să nu prea fie lumină pe hartă, să-i folosești pe ăștia. Sau să folosești alte surse de lumină. Uuu! Acela este un Spino. V-am zis eu la începutul episodului că am văzut o spinare de Spino. There it is. Încă o bucată de metal facem și smithy. Îl punem aici cu minte. Cred că se vede și afară. Da, se vede puțin și afară. Dar nu este o problemă asta. Ne facem pickaxe-ul prima dată. Și de-abia după ne facem și toporul. Lăsăm noi astea acasă. Să nu le pierdem. Mima, mi se dărâmă casa. Asta se întâmplă de fapt? La cutremur? Sau e doar efect vizual? Stai că verific dacă mi-a... Dacă trebuie să dau repair. A, nu e... E doar de efect vizual. Ok. Se continuă pelerinajul după piele. Nu știu de ce am mâncat cam aia full. Aproape. Să fie full. Să fie full de două ori. Drag body. De ce? Pentru că nu ne-am luat târnacop la noi sau topor. Am zis că nu plecăm cu ele. Cu toate că aveam nevoie. Și uite, așa mă plimb eu cu ăsta până la bază. Cu dita mai purcalău în brațe mort. Am luat și câteva berries. Bola în mână. Cu bă, bola. Bola în mână, am zis. Opriți-vă. Ce oameni, bă. Ai dăm drumul la treaba. Nimă. Am aruncat o bola degeaba. Bine că acum s-a întors ăsta. Și putea să-l prind. Dacă l-aduc la bază, la mine... Dar unde dracu s-a dus iar? Iar nu-l mai văd, mă. Putea să-l aduc la bază. Acolo nu știu dacă vine după mine sau nu. De-aia mi-e puțin târșuță. Nu e, mă, uită-l. Bă, ce se întâmplă, mă? Joc. Ești prost? I-am dat acum, dă morții lui. Dacă nici acum nu i-am dat... Dar vine după mine. Vine! Și e aproape! Fușcă în spatele nostru, sigur! Repede și închide ușa! Sper că a venit până aici prostul. M-am căcat pe mine acum. N-a venit, n-a venit, mă, până aici. Îi mai dăm una. Nu este asta o problemă. Mergem, vedem unde s-a oprit. Uite-l. Haide, fraiere. Sper că nu ne dărâmă baza. Știu, știu, am văzut. Mai e ceva mare aici. Marele gândac. Dărâmă tot. Dă-i repede.
Stai repede că mi-a dărâmat focurile. E nevoie de tot. Dodo, pleacă dracu de acolo. Asta. Mai am două. Nu căzuse. Am crezut că a căzut. Ne-am pierdut și toate narcoticele, mă, pe el. O fi leșinat. Pe unde urc eu? Hartă muistă. Ia uite-l, mă. A leșinat, dar nu știu unde. Apă. Mi se neacă, mă. În apă, mă. E corect așa? Vreau să văd cât la sută îi dă. What was that? A murit, nu? Normal că a murit. Bă, dar n-a fost corect deloc ce s-a întâmplat. Bă, ce că m-am chinuit atât de mult cu el, mi-a luat și toate narcoticele. 25 de narcotice cred că am băgat în el, că la unul am dat miss. Mi-a spart și astea. Ce nu e corect, nu e corect, domne. Ce moftic de ursul ăsta. Trebuie să folosesc eu bear trap. Nu știu ce i-am dat să mănânce, dar i-am dat. Aparent i-am dat ceva. Put a battery inventory. Oh! Stai că la altă treabă face. Nivel 55, doamne ce bun erai tu, dacă mai aveam niște narcotici acum. Mă duc și încerc să fac repede. Poate te mai găsesc aici. No, ce bine că s-a urcat aici. Taci, că te aude dracului cineva. Și după aia ce zice că facem? Hai de pică. Bun. Ia berries. Ia de papăle. Aici stau și te păzesc. Că mai alergau chestii pe aici mai devreme. Ăla e un raptor. Nu stau eu cu minte și aștept. Bine, mă. Treci la bază, nu mă interesează ce ai de spus. Și terminăm episodul așa. Avem puțin progres. Nu cât era nevoie, dar atât timp am avut. Ne-am jucat 2 ore și 12 minute. În 2 ore am făcut și puțină bază. Am pierdut și un urs. L-am prins și pe ăsta. Ăsta nu se pune. Dar măcar l-am prins pe ăsta. Ne-am făcut și pickaxe și topor de metal. Suntem și într-o zonă bună. Se vede blurat pentru că așa am setările la cameră. Ce să zic, ne vedem în următorul episod cu X-Ali și cu No Name. Dacă intră și ei, atunci când filmez eu. Dacă nu, nu știu, vedem, dăm de ei pe aici. Hai, nu vă mai zic nimic, ne vedem în următorul. Peace!
Toată lumea e pe chat, vibe-ul nu se stinge. Alien este conectat, nimic nu-l înfrânge. Marea manta într-un joc, dar nu se joacă de fapt. Eric dă drumul la string, gata de premii și rap. Ștefan Alfa mi-e stă în frunte, conduce val mare. Sorica e pe chat, moderatorul cel mai tare. Denis hater-ul joacă dur, nimic nu-i prea greu. Mihai Adrian s-a conectat, sperăm să o facă mereu. Adrian David, Alin Ion în chat, Ciprian cu flow-ul, toți suntem conectați. Lumea vine tare, Ștefan și Payne pe beat. Sorica cea mai tare, face parte din hit. Vine și X-Ali rupe tot fără frică. Și no name ridică vibe-ul dintr-o clipă. Ninja master pregătit să intre în acțiune. Toți suntem pe YouTube, din toată direcțiune. Sunt pe chat la tisul fără teamă. Mai sunt mulți online, dar nu ne bagă în seamă. Anușca și Alexandra au energie curată. Rip ridică vibe-ul chat-ului de fiecare dată. Adrian David vine tare, e peste tot conectat. Alin Ion cu Tizo fac toți vibe-ul curat. Eric Payne, Ștefan Alfa, mine la comandă. Lumea este pe chat, toți mergem pe bandă. Tizo de Toru, pe ce se face senzație. Cu toți oamenii de pe YouTube, ce mai situație. Adrian, Alin, Ciprian și toți ceilalți din chat. Facem gaming-ul fun în mod repetat. Adrian David, Alin Ion în chat, Ciprian cu flow-ul, toți suntem conectați. Lumea vine tare, Ștefan și Payne pe beat. Sorica cea mai tare, face parte din hit. Vine și X-Ali rupe tot fără frică. Și no name ridică vibe-ul dintr-o clipă. Ninja master pregătit să intre în acțiune. Toți suntem pe YouTube, din toată direcțiune.